La Constanța, gerul a pus stăpânire pe tot ce ne înconjoară. Ambarcațiunile ancorate în portul turistic au rămas înțepenite în apa încremenită. Apa împinsă cu furie de vântul, care a bătut cu viteză de peste 90 de km la oră, a încremenit pe stabilopozi, până și apa mării a înghețat la mal. Ce părere aveți despre faptul că a înghețat marea? Da, este un fenomen destul de rar, numai în iernile foarte, foarte reci, atunci când și Dunărea îngheață și se acoperă de pod de gheață de la un mal la celălalt, îngheață și canalul nostru, care ele sunt apă dulce, marea mai rar. Eu zic că odată la 15-20 de ani, în iernile foarte grele, când temperatura coboară mai multe zile, sub 10 grade, chiar sub 15 grade, îngheață câteva zeci de metri sau chiar mai mult de 100 de metri, câteva sute de metri de la mal. Puțin localnici au îndrăznit să iasă din case pentru a imortaliza peisajul hibernal marin. În iarna lui 2005-2006, marea a fost înghețată timp de aproape o lună pe o lățime de 2 km. De ce a fost înghețat marea așa de aici, în acvatoriu? Datorită frigului, bineînțeles. Este un fenomen destul de rar ca marea neagră să înghețe, fiind apă sărată. Nu foarte sărată, dar sărată. Este, într-adevăr, depinde acum și de adâncimea apei. În funcție de adâncimea apei, după cum vedeți, la mal îngheță mai repede, unde adâncimea este mai mare, îngheață mult mai greu. Dar este și frumos, nu? Chiar dacă este foarte frig. E frumos, foarte frumos. A fost prea frig? E, nu chiar așa, noi fiind constructori, suntem obișnuiți cu frigul, lucrăm mai mult afară. Cum vedeți așa aici, bucata asta? Foarte frumos, dar a fost altă dată când a fost toată marea înghețată, până departe. Credeți cum a înghețat mai rău acum zilele astea? Dacă ține așa cum s-a spus până pe 3-4, cred că s-o înghețe mai mult. Dincolo de bariera albă, apa este amestecată cu gheață și dacă temperaturile vor scădea și mai mult, așa cum sună avertizarea de cod portocaliu, întinderea înghețată va fi și mai mare.